Pe tablete aveți procesul verbal al ședinței ordinare din 20 septembrie. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal din 20 septembrie. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat. Așa cum ați constatat în invitația de ședință, sunt înscrise 6 proiecte de hotărâri. Dacă aveți alte propuneri pentru completarea ordinii de zi? Nu sunt. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Unanimitate? Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Vă dau cuvântul secretarului cetului Emil Mușa. Vă mulțumesc, doamne președinte. Primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual județean pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Aveam o discuție pe treaba asta, pentru că s-a întârziat foarte tare programul ăsta de acordare a finanțării. Adică, cât durează procedura? Eu am vrut să lămurim o treabă, pentru că s-ar putea să nu ne înscriem în anul ăsta. Ce anume să ne înscriem? Păi, să supune aprobării astăzi, da? Da. Asta o să urmeze o procedură, normal, nu? După ce pentru banii ăștia, nu? Da. Bun. Ne înscriem până la sfârșitul anului cu tot ce înseamnă 60 de zile beneficiarul până implementează, 30 de zile până și a proiectul. Aș vrea să fac mențiunea că s-a prezentat domnul consilier Spiridon, domnul consilier Gruiță. Da, secretariatul vă rog să consemnați și prezentați celor doi consilieri. 23. Da, Gruiță și... Domnul Maria. Adică, domnul Grama, noi acum trebuie să publicăm monitor, nu? Da. Stați puțin, acum direcția economică să dea răspuns sau direcția de dezvoltare? Cine preia de răspuns? De dezvoltare. De dezvoltare. Te rog frumos, domnul Grama. Deci, în urma discuțiilor avute cu direcția juridică, pentru că am calculat aceste termene pe care le menționați, ne încadrăm ca și termen, inclusiv publicitatea care va fi, proiectul va fi scos în publicitate, 4-5 decembrie, urmând ca până la sfârșitul anului să se închidă pe legea 350. Așa se justifică și urgența. Eu am făcut o hotărâre undeva în 10 decembrie, dacă merg toate așa, da? Merg mai repede. Dacă credeți că... 4 decembrie este termen. Deci ne asigurează termenul. Da, da. Să se consemneze 4 decembrie ca termen, ca să știți cum e. Ca știți cum e termenul? Apare o necunoscută, nu trebuie pus... Păi, tocmai de-aia noi trebuie să facem treaba asta mai devreme aici, domnul președinte, nu e nicio... Noi încercăm să le facem când avem toate documentele, că dacă le puneam fără să avem toate documentele în spate, avem o problemă de a nu fi fezabil în fața dumneavoastră și erau destule comentarii. Și atunci am spus că nu mai depunem către Consiliul de Țăm decât proiectele care au în spate toate documentele, chiar dacă sunt întârzie. Trebuie să le acceptați și dumneavoastră. Dar cine este pentru? Încă o dată. Se abține cineva? Împotriva? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 1 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 2 pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 35 din 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017 în exercițiul bugetar 2018. Aici este un amendament depus de către președintele Consiliului Județean, căruia o să-i dau citire. La capitolul 66.02, Sănătate, aliniatul C, alte cheltuieli de investiții, se propune completarea denumirii poziției 3, respectiv corp nou clădire în incinta Spitalului Județean de Urgență Călăraș, taxe, avize aferente certificat de urbanism, care va deveni corp nou clădire în incinta Spitalului Județean de Urgență Călăraș, taxe, avize aferente certificat de urbanism și expertiză de alipire, precum și suplimentarea sumei de 10.000 de lei, cu încă 3.000 de lei pentru realizarea expertizei de alipire a corpului nou de spital la corpul A existent. Expertiza a fost solicitată de către Compania Națională de Investiții. Da, este vorba de pasarela care trebuie să facă legătura între corpul vechi și corpul nou. E o solicitare a CNI-ului care noi trebuie să o includem ca să putem să o prezentăm ca și proiect final legătura între cele două corpuri. Alte discuții, dacă sunt, dar domnule consilier Șerban. Întrebare, domnule președinte, vă rog, cum să permiteți o lămurire în acest aspect. Am cu totul observat documentația respectivă, este demisiune, parcursul și încetaje.
Da. Deci ce destinație vor avea aceste 5 etaje? Cum v-ați gândit sau cum s-a gândit managerul la această problemă? Pentru că până la urmă aprobăm o valoare destul de mare și eu cred că este în interesul tuturor să știe direcția cam de dezvoltare s-a gândit această... Domnului consilier, o parte din, așa cum știți, corpul nou va prelua o parte din secțiile existente pe cele trei corpuri FGH și urmează inclusiv un studiu de oportunitate pentru definirea foarte clară a secțiilor și a etajelor. Domnule director, dacă îmi permiteți, păi noi aprobăm 5 etaje, fără să avem un plan. Avem neonatologie, pediatrie. Deci în baza solicitării venite de la Spitalul Călăraș. Deci cele trei corpuri FGH vor fi trecute integral în corpul nou. Și corpul vechi, destinația va avea? Deocamdată nu s-a stabilit, dar cred că corpul FGH cred că va fi demolat. Încă o dată, mergem pe supozițiile că vor fi, că se vor întâmpla, și... vom demola. Păi până la urmă trebuie să avem o viziune foarte clară. Dacă le facem un corp nou, să știm exact ce punem acolo și ce facem cu corpul vechi. Deci corpul nou va prelua cele trei corpuri FGH și s-a ajuns aici pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, expertiza veche pe reabilitarea celor trei corpuri ar fi ridicat investiția la 28 de milioane de RON. Și atunci s-a ales variantă corp nou. Deci cele trei corpuri vor fi trecute în corpul nou. Cu secțiile la fel. Atent de vorbă, domnul consilier? Domnul președinte, mulțumesc. Da. Păi mai cereți câteva lămuriri suplimentare ca să puteți să aveți convingerea că votul dumneavoastră reprezintă și o realitate viitoare în curtea spitalului. Corpul cel nou, care vom duce documentele la Ministerul Dezvoltării la Compania Națională de Investiții pentru a intra în Comisia Tehnică Economică. Da? Cine este pentru? Cine este pentru amendament? Se abține cineva împotrivă? Cu unanimitate amendamentul a fost aprobat. Cine este pentru proiect cu amendamentul inclus? Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 2 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 3 privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2018. Da? În discuție? Am văzut că la rectificare așa, că luăm de la DGASP. DGASPC, luăm 455.000 de lei ca să-i dăm spitalului, când ce am văzut de rectificare. Păi când am căutat bani pentru vouchere, pentru salariați, n-am găsit. Și acum le luăm 500.000 de lei, îi ștergem și îi punem să plătim niște adierate la spital. Păi nu, Marișan, spuneți că cofinanțarea Consiliului Județean și banii pe care am atribuit și acum ni-i luăm. Nu decât 10%. De fapt, o reconstituire de venituri proprii, deoarece bugetul Direcției de Asistență Socială a fost asigurat de sumele alocate de la bugetul de stat plus contribuția noastră. Conform actelor legale în vigoare, bugetul de stat de asistență socială trebuie să asigure în proporție de 90% finanțare. Consiliile Județene contribuie cu 10% finanțare. În condițiile actualului buget, constituit din sumele inițiale plus suma alocată prin această hotărâre, bugetul protecției copilului este în valoare de 39 de milioane de lei, din care statul funcționează, finanțează 18 milioane de lei. Diferența reprezintă finanțare din veniturile proprii ale Consiliului Județean. Pe asistență socială persoane adulte, bugetul de stat asigură 10 milioane de lei și un pic, nu știu exact cifra, iar bugetul total necesar al asistenței persoane adulte se ridică la valoarea de 12 milioane de lei și un pic. Ca atare, contribuția noastră direcția asta de protecție a copilului nu mai are nevoie de bani, asta să înțelegem, nu? Are un buget asigurat chiar peste necesarul strict. Și repet, voucherele de vacanță, de ce nu le-am plătit atunci oamenilor ăsta? Pentru că trebuie să dăm 2 milioane de RON din cadrul bugetului județean. Trebuie să ținem, dacă dăm acolo, trebuie să dăm la toată lumea și atunci bugetul Consiliului Județean va fi diminuat foarte mult. Dacă i-a dat și sursa de unde putem să-i plătim,
Domnul director, domnul președinte, când o să vă dau sursa, o să vedeți că o să avem și sursa. Dar pe mine, mișcarea asta de acolo-colo mă... E o mișcare contabilă pe care doamna Mureșa v-a prezentat-o, dacă aveți ceva de comentat pe ea. Asta am avut de comentat, da, pentru că și ea sunt oameni și au și ea drepturi, adică nu... Da, nu contest asta, domnule. Văd că dumneavoastră drepturile dați numai unora, da? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cum vot împotriva domnului consilier județean? Două voturi împotrivă, domnul consilier Chiriță și domnul? Chiriță. Proiectul de hotărâre numărul 3 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 4 privind modificarea hotărârii numărul 99 din 2018 pentru aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții cort nou DS plus 3 plus 5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompița Marian Călăraș, faza studiului de fezabilitate. Când a avut comisia? Comisia pentru... Comisia de dezvoltare. Dați-vă rog frumos o explicație la ce se întâmplă acum cu aceste aprobări pe care urmează să le dăm pentru Compania Națională de Investiții. A fost reevaluat devizul prezentat CNI-ului, iar în urma discuțiilor avute, ținând cont și de faptul că noi ca și entitate Consiliul Județean trebuie să contribuim, să cofinanțăm și să participăm cu fondul la realizarea acestui obiectiv, iar investiția să poată fi scoasă la licitație și să ne încadrăm în niște standarde de cost rezonabile, pentru că, așa cum știți, în ultimul timp, participarea la licitații nu a mai fost atractivă, pentru că standardele de cost au fost subevaluate. Dotările medicale, conform devizului, care erau contribuția Consiliului Județean și care vor fi în sarcina Consiliului Județean, în valoare de 14,4 milioane, ca și sumă, au fost transferate la C+M, pentru ca valoarea investiției și valoarea standardelor de cost să crească, să devină atractiv pentru licitația care va fi organizată de CNI. Da, discuții? Întrebări? Da, mulțumesc. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu abținere, domnul consilier Samuel, proiectul de hotărâre numărul 4 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 5. Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI-SA a amplasamentului din strada Eroii Revoluției 22 decembrie 1989, numărul 2-4, municipiul Călăraș, județul Călăraș și asigurarea condițiilor în vedere executării obiectivului de investiții cod nou DS plus P plus 5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompița Marian Călăraș. Discuții pe subiect? Predarea plasamentului către Compania Națională de Investiții pentru a putea să debateze procedura de licitație și aprobările necesare să înceapă, să spunem, pe viitor construcția acestui imobil. Da, domnul Ștefan Jurel? Domnule președinte, numai dacă aveți o viziune de timp raportată la aceste evaluări ale Companiei Naționale de Investiții și când se ar putea prefigura că ar putea începe ceva cu licitații și procedurile în ansamblu său. Vineri acum intră în Comisia Tehnică Economică la Companiei Naționale de Investiții, la Ministerul Dezvoltării. După aprobare, urmează procedura să apară ordinul ministrului. După apariția ordinului ministru, va începe procedura de licitație de către Compania Națională de Investiții. De aceea predăm și amplasamentul exact în aceeași formă cum am făcut pentru Agenția Națională de Locuințe. Noi trebuie să predăm amplasamentul și ei se ocupă de licitație și de atribuirea contractului de construcție. Noi să ne angajăm dirigintele de șantier pe care vom supraveghea ca în proiectul pe care noi l-am propus în studiul de fezabilitate să se respecte exact indicatorii și ce am aprobat în Consiliul Județean. Cam asta. Ca termen de execuție, hai să luăm noi ca și începerea lucrărilor. Deci dacă până în decembrie se va face procedura de ordin al ministrului că mi s-a alocat banii, cred că mai devreme de februarie-martie avem un câștigător declarat în locul ecovarii. Pun această întrebare din alte rațiuni, aparat din punct de vedere al aspectului procedurale privind limitele ordinului pașii procedurale. Nu, pun această întrebare dacă aveți cunoștință în urma dialogului
care l-ați portat la nivelul conducerii, probabil la compania Națională de Investiții, dacă sunt fondurile suficiente, pentru că din discuțiile și din exprimările mari media centrală sunt o serie de investiții la nivel național pe bugetul acestei companii naționale. Deci dacă noi avem o șansă ca această investiție să se realizeze. Dacă va fi aprobată, că se va realiza conform legilor din România în 3 ani de zile de la semnarea contractului, ăsta e termenul standard de realizare a unei construcții pe Ministerul Dezvoltării. 3 ani de zile de la momentul semnării contractului. Dacă reușim și dacă mandatul viitor cu toți îl respinge, înseamnă că vom tăia fabrica împreună. Da? Nu pot să spun decât atât. E un efort al Direcției Dezvoltare și al echipei Consiliului Județean să putem să depunem acest proiect în standardele Companiei Naționale de Investiții, începând de la studiul de fezabilitate, începând cu proiectantul, începând cu cine dorim noi ca acele locație nouă a spitalului să conțină toate utilitățile și toate dotările de care astăzi un spital are nevoie. Va fi un spital modern, va fi o aripă nouă care ne asigură, să spunem, nivelul anului 2018 ca și dotări. Domnule președinte, de acord cu dumneavoastră, de acord cu dumneavoastră, de acord cu inițiativa tuturor consilierilor, da? Și sprijinul, da? Vreau să se pare raportat dacă banii vor ajunge. Păi nu stați puțin așa, aș pune o altă întrebare. Sunteți cumva în alianța de guvernare? Nu puteți să ne dați un răspuns dumneavoastră? Nu pot eu. Nu pot legii care sunt mai importanți. Mai important, ne semnează un coleg și vorbim cu el și mergem cu el împreună la ministra. Da. Mulțumesc. Da, bine. Credeam că dacă ia cine poziție, puneți întrebarea asta, dar sunteți la guvernare. Așa că speranțele voastre sunt cei care astăzi guvernează România. Domnul președinte. Da, aici trebuie să spunem că avem sprijinul președintelui organizației PSD Ciprian Pandrea. E plecat proiectul de domnia sa și sprijin de domnia sa de la început până acum. Toate eforturile care s-au făcut de către prima parte președintele PSD-ului, nu trebuie să negăm acest lucru și trebuie să spunem de la bun început și cu echipa domniei sale care a votat, să spunem, tot ce a reprezentat dezvoltare în incinta spitalului, nu numai acest corp nou și tot ce înseamnă dotare și lucruri pe care voi, consilierii PSD, le-ați înțeles că avem nevoie la nivelul județului care să modernizăm spitalul. Da, pentru asta vă mulțumesc și mulțumesc și Ciprian Pandrea pe această cale, că nu se putea rezolva fără sprijinul. Da. Noi nu sunteți la putere, decât PSD-ul e la putere, nu? Da. Consemnați procesul de bacă, Alde nu e la putere, Alde e în opoziție. Dar și nu votați cu noi, domnul Șerban Ginel, că la niște proiecte importante, vă uitați în stânga când votează PSD-ul, o să vă dați după. Nu e vot politic. Domnul președinte, nu e vot politic aici. Nu e vot politic în fiecare. Discuții suplimentare? Păi eu vreau să... Da, domnul Samuel. Asta înțeleg din schița asta pe care mi-a spus-o aici. Construcția asta nouă, care nu e un corp, văd că, de fapt, e... E un spital. Un spital întreg. Mai multe secții dintr-un spital. O curte de interioară. Deci ea, de fapt, se află acum în mijlocul spitalului, da? Să înțeleg, în curtea spitalului, da? Da. În curtea spitalului, unde stația de apă, urmează noi să predăm de momentul în care ni se aprobă și apare ultimul ministrului, noi suntem obligați ca în 30 de zile să eliberăm zona aia unde stația de apă acum. Deci e un corp nou care face legătura cu casa lifturilor la etajul 4, cu acea pasarelă pe care ați aprobat-o mai devreme. Și urmează să ne ducem, să demolăm și baraca unde era Aldescu. Dacă știați, să ieșim cu acel corp până în stada pompieri. Ieșim până în stada pompieri cu acel corp. Eu asta vreau să spun, că din momentul în care noi predăm amplasamentul celeilalți, trebuie să eliberăm amplasamentul și trebuie să ne asigurăm utilitățile, că văd că aici se demolează niște construcții existente. Corect, așa și să-i asigurăm funcționarea restului, da? Dacă îmi permiteți, acest predare este prevăzută în documentația pe care ne-au dat cei de la CINI. Însă, ea are mai mult rolul unui acord de principiu, deoarece urmează procedurile până când apare ordinul, până când se asigură finanțarea și se încheie contractul, atunci când se va încheia și protocolul de predare-preluare,
Acel protocol, acel protocol va face obiectul unei hotărâri de Consiliul Județean. De asemenea, ăla este un termen, acela va fi, acela este va un fi termen foarte scurt, ca să putem să realizăm ceea ce avem de realizat. Atunci va fi prelarea efectivă prin protocol. Dar până când nu avem protocolul, recurgem, pentru că asta este procedura pe care ne-au plâncat cei de la CNI, au nevoie de acest, de această hotărâre, care, v-am spus, are mai mult natura unui acord de principiu. Se cheamă predarea amplasamentului, predăm amplasamentul. Ca să vadă că există intenția din partea Consiliului Județean. Predarea efectivă va fi atunci când se va încheia protocolul. Când va fi împuternicit președintele să semneze protocolul. Dar, încă o dată spun, din momentul în care se aprobă, termenul este foarte scurt. Noi trebuie să avem în vedere că toate lucrurile astea trebuie să le rezolvăm până... Aveți asta de o seamănă, pentru că noi trebuie să demolăm cine a dat pe ce avem dat. Deci nu putem să semnăm protocolul până nu avem terenul dat la cota zero, fără nicio construcție pe el. Noi trebuie să realizăm acele demolări ca să-l predăm, să poată să preia, să spunem cel care va câștiga licitația. Dar abia acum se naște întrebarea. Da, doamne, și în completare aveți ceva pentru domnul Samuila? Alte întrebări pe subiectul social? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Una dată de voturi, este fi 23 de voturi, proiect de hotărâre numărul 5 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 6, privind aprobarea dezmembrării din două loturi a imobilului cu număr cadastral 29.806, aflat în domeniul public al județului Călăraș și fosta cazarmă 346. Da? Întrebări? Discuții? Nu? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 6 a fost aprobat. Alte discuții la diverse? Dacă sunt propuneri? Avem, că tot am aprobat pentru stadion o valoare pentru alimentarea cu energie electrică. Avem vreo evaluare în ceea ce privește nocturna? Domnul director de la dezvoltare în cronograma nocturna sau prezentare. Nu, ce a mai rămas de realizat la stadion de către Consiliul Județean să putem să respectăm acreditarea și condițiile pe care Liga ne-a pus în procesul verbal. Da. Într-o primă etapă avem, ca prioritate, avem sistemul de degivrare, condiție importantă pentru ca meciurile să desfășoare în continuare la Călăraș în condiții de iarnă. În etapa următoare avem instalația de nocturnă care este obligatorie pentru sezonul 2018-2019. 2019-2020. Pentru sezonul următor. Sezonul următor. Sezonul de fotbal. Vorbim că el nu începe sezon la 1 ianuarie. Deci începe anul ăsta, se termină în anul următor și tot așa. Campionatul ăsta se termină. Când? Vara viitoare. Ăsta e. Deci campionat înseamnă 2018, că se termină în 2019. Important de pentru sezonul următor. Nu. Da. Sezonul 2019-2020 sau 2019. Pentru județul Călăraș, pentru că noi astăzi patru n-am echipat de fotbal, trebuie să fim pregătiți pentru meciul de cupă. Meciul de cupă a fost, să spunem, tras. Nimerim iarăși cu una dintre cele mai bune echipe din divizia națională, cu Steaua. Aici trebuie să vedem dacă putem să facem demersul să nu mai luăm nocturna, poate facem pe timpul zilei acest meci de... E un cost destul de mare, nu putem să suportăm închirirea unei nocturne mobile, că ne ia mai mult decât avem noi pe bilete, chiar dacă vor veni foarte mulți suporteri a echipei Steaua sau admiratorii ai Dunării Călăraș. Așa că trebuie să facem toate demersurile, nu le avem până acum. Dar dacă nu ne dă voie decât să mergem o anumită oră în care audiența să fie maximă, s-ar putea să avem o mare surpriză să ne oblige să luăm nocturnă mobilă. Cât estimați grama la Direcția de Dezvoltare? Care este prețul de estimare a unei nocturne mobile? Astăzi am primit oferte
suma este de 42.000 de euro, dar aici mai putem reduce costurile dacă avem din partea Enel-ului o colaborare, și anume cele două generatoare să vină în parteneriat cu Enel-ul la stadionul Călăraș, și atunci costurile s-ar mai reduce cu 15.000 de euro. Dacă ținem cont că va fi un meci cu fostă câștigătoare a Ligii Campionilor și totuși echipa care este cea mai titrată în România, estimăm un număr, să jucăm cu casa închisă, și atunci la un număr de 8.000 de spectatori am făcut un calcul cu un bilet în medie 25-30 de lei în funcție de poziția în stadion, să acoperim costurile chiar și să rămânem cu un mic profit. Da. Astea sunt discuții la ce înseamnă competiție. Dar instalația nocturnă, cât înseamnă? Nu închiriatul. Nu, cât costă rest de executat la stadion, ca estimare, nu discutăm după licitație. Estimările pe care le avem de Givrarea și nocturnă. De Givrarea, ca și oferte, la momentul ăsta se ridică la 80.000 de euro costuri, iar la sistemul de nocturnă avem discuții, pentru că încă nu s-a stabilit poziția stâlpilor la stadion, să fie pe interior sau pe exteriorul stadionului, și atunci costurile ar crește substanțial. Avem 4 oferte, costurile se ridică între 600.000 și 800.000 de euro. Urmează să analizăm, pentru că sunt pe fiecare ofertă sunt plusuri și minusuri și încă nu avem nimic stabilit și văd cum. De euro sau de lor? Euro. Au informații cei care au făcut oferta la stadionul de la Gheorghe Hagis, Viitorul. Acolo, fiind o firmă privată, au ofertat 200.000 de euro, iar în condițiile în care au venit la stat, la Călăraș, au ofertat aceeași ofertă, 900.000 de euro. Deci, diferențele sunt destul de mari. Asta doare bani, nu? Nimeni nu-i pasă. Nu ai putea tu să spui că Consiliul Județean de la Călăraș și pasă de banii pe care e de visterie? Să ne spui că el se comportă, să spunem, Consiliul Județean? Interesează de fiecare cent cheltuit să nu fie cheltuit aiurea. Eu le-am transmis că lucrăm de un agent economic. Adică zgârciți. De 600.000 de euro. Da. Ar mai exista, sunt mai multe variante pe care le luăm în calcul, ca și informație. Fleșul, care deja are un contract în momentul ăsta cu Primăria Călăraș pe 10 ani de 4 milioane de euro și care asigură inclusiv mentenanța, poate intra tot într-un parteneriat cu Primăria Călăraș, oferta făcută de Fleș fiind de 800.000 de euro, iar finanțarea se facă tot pe 10 ani și atunci contribuția ar fi mult mai ușor de dus pe perioada asta. Sunt multe firme cu care discutăm și încercăm să găsim soluția cea mai bună. Bine, mulțumesc, domnule Programa. La diverse alte discuții, stadionul a fost pus în discuție, spitalul, gunoi. Domnul Stănescu, despre gunoi, Consiliul Județean, o mică informare. Ce pot să vă spun? Am făcut o procedură pentru situația de urgență, o procedură fără publicare prealabilă. Din dorința de a obține un preț mai mic, am invitat ce cunoșteam firme care pot opera CNMD-ul. Am făcut invitație către 5 firme. De la toate am avut confirmare în scris că s-a primit invitație, documentația necesară pentru a face oferta. De depus au depus două oferte, a trebuit să trecem prin trei stadii ca să putem să ajungem la o formă în care să avem toată documentația. La ultima ședință a participat doar Liberciu și prețul la care se va opera pe depozitare este 115.8%. Vreau să vă reamintesc că vechiul preț era de 84.4, deci este o creștere semnificativă. Dar acel 84,4, așa cum v-am informat în toate ședințele, se susținea dacă duceam 13.000 de tone de reciclat. Nu ducem nici măcar 1.000 de tone într-un an. Cel puțin 12 primării au făcut în schis că nu pot colecta tone colectiv.
Acest contract este perpetrat pe 6 luni, cu posibilitate de prelungire încă 4. În paralel, începem procedura competitivă, deci ceea ce înseamnă să urcăm pe dată, în perioada următoare, nu vom fi implicați cu toții, o abordare diferită a modului în care colectăm, prețurile vor crește în continuare. Vă reamintesc că a apărut ordonanța 74, este dată acum în lume jumătate de lume. România trece printr-o situație dificilă pe asta 3 și prețurile vor mai crește cu încă 30 de lei pe tonă, pentru că nu ne încadrăm nici ca cine am angajat. Mâine am întâlnire cu operatorii de colectare și transport pentru a calcula influențele pe partea de colectare și transport. Influența va fi undeva la 1,50 lei pe rural și peste 2 lei pe urban. Dar, domnule președinte, vă rog să o luați în calcul. În momentul de față, pe zona 3, de exemplu, care este o zonă mai grea, ne operăm cu 50%. Încă ieri în lume nu se operează cu 50%. Valoarea reală la care se poate opera este undeva de 6 lei. Nu vom mai reuși să ajungem la prețuri la care noi ne-am angajat că vom face și am stabilit o limită pentru că condițiile se schimbă. România și-a luat angajamente, aplicația de finanțare a fost aplicată, a fost aprobată la anumite condiții. Noi la anul, de exemplu, trebuie să facem 40% reciclare. Repet, suntem sub 2%. Ceea ce înseamnă serviciul în ajutor să-l țină. În momentul în care vom fi analizați pe ceea ce înseamnă îndeplinirea proiectului, nu știu cum vom reuși să rezolvăm problemele. Deci, în momentul de față, avem certitudinea că de astăzi avem unde să ducem deșeurile noastre și în perioada următoare vom avea discuțiile cu primăriile care vor fi foarte, foarte grele pe ceea ce înseamnă creșterea proiectului. Domnul director, pun și o întrebare, după care domnul director, nu este incompatibilitate atâta timp cât Tiridex-ul opera cu 84 și acum vine și operează cu 100 și ceva de lei? Ne acoperă hotărârea Comitetului de Situație de Urgență a Județului Călăraș? Deci ne încadrăm în tot ce înseamnă doamna președinte. Ne încadrăm în limita de suportabilitate dată prin aplicația de funcție. Ceea ce înseamnă hotărârea dumneavoastră a Consiliului Județean a fost aprobarea de a lucra pe o perioadă strict determinată, aplicând o procedură fără publicare de altă. Și am fost de acord cu adresa pe care ne-a trimis-o Iridexul că vrea să rezilieze contractul. Deci, contract, el a reziliat contractul existent cu 84 de RON și a vine cu 115 RON. Este o altă procedură, domnule președinte. Dar nu e un conflict de interese? Nu poate fi un conflict de interese, pentru că acel contract s-a încheiat. Contractul s-a încheiat.